Efectivele Ministerului Administrației și Internelor vor asigura protecția secțiilor de votare și a dosarelor întocmite de birourile electorale pe timpul transportului acestora, precum și pe timpul tipăririi transportului și depozitării buletinelor de vot și a celorlalte materiale necesare votării. În ceea ce privește paza secțiilor de votare, la nivelul județului Gorj există 325 de secții de votare amplasate în 289 de locații. Paza lor va fi asigurată de către 400 de polițiști, 122 de jandarmi și 216 lucrători din cadrul Inspectoratului Județean pentru situații de urgență. În ziua votului, peste 400 de lucrători ai unităților Ministerului Administrației și Internelor din județul Gorj, din care 164 de polițiști, 108 jandarmi și 73 de polițiști locali, vor asigura măsuri de ordine și liniște publică în vederea prevenirii oricăror fapte antisociale și vor fi în permanență pregătiți să acționeze dacă situația operativă va impune acest lucru. Pentru măsuri de ordine sunt pregătiți să intervină peste 400 de lucrători ai unităților Ministerului Administrației și Internelor, dintre care 164 sunt polițiști, 108 jandarmi și de asemenea vom fi sprijiniți la aceste măsuri de către polițiștii locali. Structurile aparținând MAI vor prelua paza secțiilor de votare în ziua de 8 decembrie 2012, începând cu ora 18.